Sănătatea depinde în mod direct de caracteristicile dietei. Animalele au nevoie, de asemenea, de o dietă echilibrată pentru a se simți bine, pentru a nu se îmbolnăvi și pentru a-i mulțumi proprietarului timp de mulți ani. În comparație cu hrana pentru pisici, sunt luate în considerare diferite tipuri de produse, mărci, clase, tipuri, proteine, carne, pește, ouă, lapte, oferă pisicii putere. Datorită proteinelor, animalele sunt menținute într-o stare normală, mușchii lor cresc și se dezvoltă. Dacă hrana conține o cantitate insuficientă de proteine, pisica va fi slabă, inactivă, pasivă în comparație cu acele animale de companie, care nu prezintă un astfel de deficit. Grăsimi, carne, uleiuri animale și vegetale asigură-i corpului energie. De asemenea, datorită lor, pielea va fi sănătoasă, iar haina va fi strălucitoare, netedă și mătăsoasă. Este important să nu exagerați cu grăsimi. Dacă prea mulți dintre ei intră în corpul animalului de companie împreună cu mâncarea, animalul poate dezvolta obezitate și o mulțime de probleme de sănătate însoțitoare. Carbohidrații sunt, de asemenea, responsabili pentru energia vitală. Sunt abundente în legume, fructe, cereale bogate în fibre, ceea ce este necesar pentru funcționarea normală a tractului digestiv al pisicii. Cu toate acestea, nu poate fi supraalimentat cu ele, precum și cu grăsimile, deoarece animalele de companie au un colon mai scurt decât clasa omnivoră. Pisicile sunt încă prădători, le este mai dificil să digere hrana plantelor. Apa este esențială pentru toate organismele vii, iar pisicile nu fac excepție. Chiar dacă dieta animalului de companie conține alimente excepțional de umede, trebuie să îi se dea apă curată în cantități mari. La evaluarea furajelor, trebuie luată în considerare cantitatea de substanțe conținute în acestea, menționată mai sus. De aceasta depinde echilibrul dietei, ceea ce înseamnă sănătatea animalului de companie. Dacă există puțină sau multă mâncare în mâncare, pisica va avea de suferit. Va avea probleme precum disfuncții gastrointestinale, pierderea forței, obezitatea, pierderea dinților și a părului, afecțiuni ale ochilor, etc. Un animal care stă pe mâncare de proastă calitate poate fi întotdeauna recunoscut printre alte pisici mai fericite. Comparația va fi în favoarea lor. Ce trebuie să căutați atunci când alegeți și comparați? Analiza hranei pentru pisici implică luarea în considerare a mai multor caracteristici. Acestea din urmă includ țara de origine. Aici liderii sunt considerați în mod tradițional Canada, SUA, Germania, Marea Britanie, Danemarca. Punct și virgulă. Consistența furajelor, uscată sau umedă, compoziția ingredientului, unul dintre cei mai importanți factori atunci când alegeți și comparați. Clasă, economic, premium, super premium, elite. Este dificil pentru o persoană obișnuită să înțeleagă varietatea de alimente de pe rafturile magazinelor moderne. Cineva acordă atenție ambalajului, care este cel puțin prostesc. Alții țin cont de brand, popular sau nu. Cu toate acestea, este ușor să greșești aici. Marele nume al producătorului nu este o garanție că hrana este bună. Unele mărci sunt publicitate pe scară largă, iar calitatea este slabă. Alți producători sunt nemeritat în fundal virgule, dar produc un produs grozav. Este dificil pentru un om obișnuit să navigheze în varietatea de produse de astăzi pe rafturile magazinelor și farmaciilor veterinare. Pentru o comparație obiectivă a compoziției furajelor și altor caracteristici, el pur și simplu nu are cunoștințe. Informațiile de mai jos, compilate pe baza datelor de la experți, vor ajuta la rezolvarea acestei probleme. Compoziția este cel mai important factor în comparație. Compoziția este primul lucru de căutat atunci când alegeți un feed. Comparația ingredientelor este coloana vertebrală a tuturor analizelor și analizelor de hrană pentru pisici. Un produs de calitate trebuie să conțină în mod necesar carne, deoarece prădătorii mici au foarte multă nevoie de ea. Mâncarea bună este formată din 35% la 50%.
50% din ea, dacă este indicat faptul că carnea din produs este 100%, adică toate, nu ar trebui să luați un borcan sau o pungă de bucurie. Cel mai probabil, acesta este hrana unui producător fără scrupule care înșală cumpărătorul. De asemenea, ar trebui să fie alarmant faptul că ambalajul spune pur și simplu carne, numai care nu este descifrat. Este foarte probabil ca producătorul de furaje să nu mintă în acest fel, dar nici el nu spune adevărul. Într-adevăr, sub cuvântul carne poți avea orice, cartilaj, piele de vacă etc. Există o mulțime de astfel de bunătăți în alimentele ieftine de calitate slabă, iar proprietarul pisicii crede că cumpără un produs din carne adevărat pentru animalul său de companie. Prin urmare, trebuie să căutați o decriptare, pui, carne de vită, iepure și, dacă există, luați. Atunci când se compară compoziția alimentelor pentru pisici, este necesar să se țină cont de câte alte ingrediente conțin. În mod ideal, furajele ar trebui să conțină aproximativ 20% proteine, fibrele vegetale, fibre, din care produsul este format dintr-un sfert, sunt bune. Dacă există mai multe, este rău. Mulți sunt speriați de cuvântul organe de pe etichete. Cu toate acestea, nu este nimic în neregulă cu asta. Ficatul, inima, rinichii sunt foarte benefice pentru corpul pisicilor și al oamenilor. Este bine dacă există aproximativ 10% din ele în compoziție. Când comparați mâncarea pentru pisici afișată pe tejdiaua magazinului, ar trebui să acordați atenție mineralelor și vitaminelor. Prezența lor este un mare plus. În special, vorbim despre vitaminele din grupa B, precum și despre C, E, I15, H, K. Dintre minerale, pisica este deosebit de utilă: calciu, clorură, cupru, oxid de fier, cobalt. Dacă sunt, comparația câștigă comparația. Marcajul de bun gust de pe etichetă ar trebui să le avertizeze pe proprietarul iubitor. Înseamnă că, în loc de carne adevărată, furajele conțin doar gustul său, care este asigurat de aditivi dăunători. Pisica va înghiți cu bucurie o astfel de masă, atrasă de aromă, dar acest lucru îi poate afecta negativ sănătatea. Astfel de substanțe au un efect negativ asupra corpului pufosului: celuloză, zahăr, conservanți, antioxidanți, 320, 321, 324, vopsea cu insigna H127, provoacă cancer. După ce am aflat acest lucru, este mai bine să puneți borcanul cu alimente înapoi pe tejghia. Comparativ cu alții, ea pierde în mod clar. Niciun proprietar îngrijitor nu va otrăvi animalul. Mai mult, există o mulțime de alegeri astăzi și există multe opțiuni alternative. Încercând să decideți o achiziție și să comparați multe alimente, ar trebui să acordați atenție cantității de produse pe care producătorul recomandă să le ofere pisicii pe zi. Cu cât această rată este mai mică, cu atât produsul este mai bun. Compararea furajelor pe clase. După cum s-a menționat mai sus, există produse alimentare la buget pentru pisici, produse de nivel mediu, premium, ridicate, super premium și produse de elită, de calitate umană, holistică. Tabelul de mai jos descrie caracteristicile fiecăruia dintre ele. Clasa economică: premium, super premium, elite, timbre, kitichet, Whiskas, Oscar, Darling, pisica fericită, Royal Canin, Proplan, Hilseagle, pac holistic. Evocarne practic nu, și dacă există, atunci de calitate scăzută și puțin prezentate în cantități mici. Cantitatea suficientă pentru funcționarea normală a pisicii, mult și numai cele mai bune soiuri, fără antibiotice și hormoni măruntaie prezent, în cantități mici. Calitatea nu este cea mai bună, sunt prezente în cantitate suficientă, calitatea nu este rea aproape nu, și dacă există, atunci de bună calitate absent cereale, legume, fructe. Există o mulțime de proteine vegetale, este destinată înlocuirii cărnii. Proteinele vegetale pot fi mai mari decât în mod normal, suficientă fibră pentru viața normală a pisicii. Componentele plantei sunt prezente în limite normale, sunt de cea mai înaltă calitate. Aditivii artificiali sunt prezente în număr mare, prezent aproape niciodată, exclus
digestibilitate 60-65%, 70-75%, 85-95%, aproximativ 100%, de unde pot cumpăra supermarketuri, magazine pentru animale de companie, farmacii veterinare, supermarketuri, magazine pentru animale de companie. Farmacii veterinare, magazine pentru animale de companie, farmacii veterinare este foarte dificil să-l obțineți și numai printr-o comandă prealabilă, împărțirea după scop, pisici adulte, vârstnici, pisoi, rase, aproape întotdeauna absent disponibil, având în vedere vârsta disponibil, luând în considerare vârsta, starea de sănătate, rasa prezent și este foarte îngust, după cum puteți vedea din tabelul de comparație. Cea mai bună mâncare pentru pisici este de elită. Cu toate acestea, acestea sunt disponibile doar pentru câțiva selectați și costă o avere, dar proprietarul poate sărbători cu ușurință o astfel de mâncare pentru un cuplu cu un animal de companie. Produsele super premium sunt, de asemenea, o opțiune excelentă. Adevărat, nu este ieftin, deși prețurile sunt mult mai mici comparativ cu elita. Nu veți găsi nicăieri reclame de feed-uri pentru niciuna sau alta categorie, deoarece nu au nevoie de ele. Mărcile vorbesc de la sine și clientela a fost mult timp împachetată. Clase premium și economie pentru cei care nu au fonduri suplimentare. Dacă un proprietar de animale de companie intră în această categorie, el ar trebui să încerce să nu dea pisicii sale cea mai ieftină mâncare. Este mai bine să refuzați produsul finit și să lăsați animalul să mănânce de la masa proprietarului. Va fi mult mai sigur pentru sănătatea pisicii. Uscat sau umed? Mulți oameni consideră că alimentele uscate sunt mult mai proaste decât conservele. Se presupune că păstrarea exclusivă a unei pisici este foarte dăunătoare. Experții infirmă această înțelepciune convențională, susținând că diferența dintre alimentele umede și granulate este doar în prezența umezelii și în proporțiile restului de ingrediente în raport cu aceasta. Produsele din conserve au 80% umiditate, în timp ce soiurile uscate sunt doar 6%, și să spui că unul este mai bun decât celălalt este greșit. Compararea hranei uscate pentru pisici relevă atât opțiuni de calitate scăzută, cât și de calitate înaltă în acest grup. Toate caracteristicile enumerate în tabelul de mai sus sunt inerente atât speciilor umede, cât și antipodelor lor. Atunci când cumpărați, trebuie să fiți atenți nu la cantitatea de apă din produsul final, ci la cantitatea de carne, fibre și alte ingrediente pe care le conține. Distribuie pe rețelele de socializare,